În uniforma de polițist l-a spălat de mașini. Agenții de poliție din Bârlad sunt acuzați de cetățeni că fac alte sarcini decât cele prevăzute în fișa postului. Acum o înregistrare video vine pentru a susține spusele localnicilor. Un polițist a fost surprins în timp ce spăla mașina personală a șefului, tot în timpul orelor în care se presupune că asigura ordinea și liniștea publică. Se pare că nu este pentru prima dată când agenții fac acest lucru. Fapta ar fi devenit deja un obicei la secția de poliție din Bârlad. Siguranța cetățenilor și ordinea din oraș sunt puse pe locul 2 de polițiștii din Bârlad. Agenții au misiuni mult mai importante care țin mai degrabă de interesul conducerii instituției decât de cel al cetățenilor. Zilele acestea, un polițist local a fost surprins în timpul programului de lucru la o spălătorie auto. Pe imaginile surprinse de un alt agent, se poate vedea cum bărbatul aspiră de zor mașina care, potrivit localnicilor, îi aparține șefului poliției locale din Bârlad. Totul în timp ce agentul este îmbrăcat în uniforma de serviciu. Nu ar fi pentru prima dată când directorul îi pune pe subalterni să-i spele mașina. Totuși, agentul pare să fie foarte muncitor, astfel că acum este propus pentru conducerea unui serviciu din cadrul poliției locale Bârlad. Înregistrarea vine la scurt timp după ce polițiștii din aceeași secție au fost surprinși în timp ce se distrau chiar în sediul instituției. Dacă vrei să înțelegi ceva, eu mi-l înțelegi pe tocmai cu ceva. Petrecerea s-a terminat cu dans și multă voie bună, iar totul a ajuns inclusiv la urechile primarului, care spune că a solicitat intervenția Comisiei de Disciplină.